Răzvan, bine te-am găsit. Ești jucătorul cu cele mai multe selecții după Nicolae Stanciu la această acțiune. Ești pregătit să fii unul dintre lideri în această campanie? Primul rând, bine v-am găsit. Da, mă bucur că am multe selecții la echipa națională. Bineînțeles, e important pentru mine, pentru statistici și, până la urmă, pentru mândria mea ca și jucător, că acesta era visul meu de când eram mic, să îmbrac tricoul național, bineînțeles. Și da, sunt pregătit, sunt cu gândul la echipa națională și îmi doresc să facem o campanie foarte, foarte bună, iar la sfârșitul calificărilor să fim la el. Am lăsat în urmă campaniile ratate. Ce trebuie să facem acum diferit ca să ne calificăm la turneul final? În primul rând să începem cu dreptul. După primele două meciuri să avem 6 puncte. Cred că ar fi un început foarte, foarte bun, pe care ne-l dorim cu toții. Și după, bineînțeles, să venim tot timpul concentrați la maxim pentru obiectivul nostru și să dăm totul de fiecare dată pe teren. Cred că avem poate nevoie și de puțină șansă, poate în unele meciuri, în celelalte campanii ne-a lipsit. Dar în principal totul depinde de noi și dacă noi suntem concentrați și dăm totul pe teren, sunt sigur că ne vom califica. Aventura ta la echipa națională de seniori a început după ultimul turneu final, Euro 2016. Mai știi cum ai trăit acel turneu, ce gânduri aveai și te gândeai că la scurt timp vei ajunge și tu să îmbraci tricoul naționalei? Da, mi-aduc aminte că era o atmosferă foarte frumoasă în jurul echipei naționale și în Franța a fost o atmosferă senzațională și suporterii români au fost un număr foarte, foarte mare alături de echipă. Bineînțeles că îmi doream să ajung cât mai repede la echipa națională. S-a întâmplat chiar după acel Euro, la prima selecție pentru calificările la Mondial, mi se pare. Și da, vreau să ajung și eu, bineînțeles, la un campionat european sau un campionat mondial, că asta este dorința, presupun, a fiecărui jucător. 44 de selecții până acum la echipa națională, meciuri cu momente frumoase, dar inevitabil și cu amintiri mai puțin plăcute. Ar fi vreun meci pe care ți-ai dori să-l rejoci pentru a-i schimba deznodământul? Da, cred că ar fi mai multe meciuri, dar unul care îmi vine acum în minte este cel din Islanda, când am pierdut 2-1 la baraj și atunci am avut o șansă foarte mare să mergem, dacă nu mă înșel, la european. Era barajul pentru european. Avem și la această acțiune un lot tânăr, cu o medie de vârstă sub 26 de ani. Crezi că e un avantaj sau un dezavantaj pentru noi? Nu știu, depinde. Pentru mine poate fi un avantaj, pentru că jucătorii tineri care vin la echipa națională își doresc cu siguranță să arate ceea ce pot și pot să aducă un plus echipei naționale. Poate vin cu ambiție în plus. Dar în același timp eu cred că poate fi și un dezavantaj din punct de vedere al experienței, pentru că este altceva când ai jucători cu experiență pe lângă jucătorii tineri. Dar nu știu, poate și una și alta, nu, chiar nu, greu de spus. Principalul actual echipei naționale în această campanie de calificare, care ar fi? La ce te gândești prima dată? Să fim o familie, cred că asta ar fi cel mai important atunci. Cum te aștept să se prezinte primii noștri adversari, Andorra și Belarus? Ce fel de meciuri crezi că vor fi acestea? Da, Andorra, din ce știu și din ce informații am primit până acum și din ce m-am interesat, este o echipă foarte agresivă, mai ales când joacă acasă. Până acum aveau un teren sintetic, era foarte greu. Am văzut echipe foarte, foarte bune care s-au chinuit pe terenul lor. Dar, da, mă aștept la două meciuri de luptă, două meciuri cu foarte multă intensitate, foarte multă agresivitate, iar noi, dacă vrem să scoatem rezultate pozitive, trebuie să ne ridicăm cel puțin la nivelul lor. La meciul cu Belarus vom reveni pe arena națională după o pauză de un an și jumătate. Ce mesaje pentru suporterii români înaintea acestui joc? Da, pe Național Arena, de fiecare dată când am jucat, dacă nu mă înșel, am jucat aproape cu stadionul plin. Tot timpul a fost o atmosferă senzațională. Îmi doresc din suflet să fie alături de echipă, să începem împreună un drum nou spre Euro 2024 și
să fie alături de echipă, să ne susțină și noi, bineînțeles, să le răspundem pe teren încrederea acordată. Răzvan, la 26 de ani ai deja o experiență internațională importantă. Ai jucat în Belgia la Standard, în țările de jos la Ajax, în Italia acum ai fost la Cagliari, acum la Empoli. Ca tânăr plecat din fotbalul românesc, de ce crezi că jucătorii români au ceva probleme în a se acomoda în alte campionate din străinătate? Ție, de exemplu, cât de greu ți-a fost? Da, mi-a fost destul de greu, mai ales la început, când am plecat în Belgia la Standard. Aveam 20 de ani, de la Viitorul am plecat. Mi-a fost destul de greu, dar am reușit să mă acomodez destul de bine. Da, din punctul meu de vedere, cred că jucătorul român, în principal, când merge afară și dă puțin de dificultăți, cred că are tendința să se gândească să se întoarcă cât mai repede în România. Pentru că în România, bineînțeles, dacă ești jucător tânăr, de perspectivă, cu talent foarte mare, jucător bun, bineînțeles că ai anumite avantaje și președinții cluburilor sau antrenorii o să încerce să te ajute cât mai mult. Dar afară se schimbă cu total această... Da, această chestie se schimbă total, pentru că acolo nu mai contează dacă ai talent, acolo trebuie să ajungi să muncești, să te bați pentru postul tău, să devii foarte competitiv ca să poți să joci în campionate puternice. Eu, din fericire, am muncit mult pentru ceea ce am realizat până acum. Mă bucur că ajung să fac 100 de meciuri în Serie A, mai am 2 meciuri și fac 100 de meciuri în Serie A. Nu știu, un mesaj și aș avea să spun ar fi să încerce să se agațe cât mai mult de experiențele din afară, să muncească foarte mult pentru locul lor în echipă și să devină foarte competitiv. Pentru că afară e o concurență foarte, foarte mare și nu te așteaptă nimeni. Pentru că cluburile de afară, majoritatea cluburilor de afară au foarte mulți bani și când cumpără un jucător român, dau un exemplu, cu 2 milioane și nu sunt mulțumiți de jucător român, imediat pot cumpăra pe altcineva, poate la fel de bun sau poate nu la fel de bun, dar care se implică mult mai mult în timpul antrenamentelor sau meciurilor. E greu. Eu îmi doresc foarte mult ca cât mai mulți jucători români să meargă afară, să joace și să se impună la echipele lor de club.